Vreau să citesc doar două versete pentru începutul acestui mesaj. Deși textul din care vreau să vorbesc are mai multe versete, voi citi doar două și restul le vom citi pe parcurs. Judecători 6, de la 11 la 24, și acum vom citi versetul 12 și versetul 13. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt minunile acelea pe care ne le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Am observat în ultimii ani tendința multor creștini care s-au obișnuit să aibă părtășia cu Dumnezeu, care s-au obișnuit să aibă experiențele cu Dumnezeu, sau cred că trebuie să le aibă doar atunci când sunt la un program de biserică, la o întâlnire specială, poate la o conferință, poate la o seară de rugăciune, și nu puțin uită că fiecare dintre noi trebuie să avem timpul nostru, trebuie să avem părtășia noastră cu Dumnezeu, experiențele Lui personale cu Dumnezeu, în intimitatea Lui întâi, în odăița Lui. Și mulți în această perioadă de carantină impusă și lipsa întrunirilor bisericii și-au simțit puternic afectată, puternic zdruncinată relația cu Dumnezeu, tocmai pentru că părtășia lor, tocmai pentru că închinarea lor, tocmai pentru că experiențele lor se bazau pe experiențe, pe părtășie în comun cu alții, și nu o aveau și la nivel personal. Și întrebarea pe care vreau să ne-o punem în această seară: de ce nu avem, ce ne împiedică sau de ce ne ferim, voluntar sau involuntar, să avem fiecare dintre noi părtășie cu Dumnezeu? De ce nu avem fiecare dintre noi părtășia noastră personal cu Dumnezeu, experiențele noastre personal cu Dumnezeu? Gedeon a avut câteva bariere care au stat în calea părtășiei, experiențelor lui personale cu Dumnezeu. Și acest text scoate în evidență aceste bariere care pot sta și în calea noastră, în calea mea, în calea ta, în calea experiențelor tale și ale mele personale cu Dumnezeu. Și am numit acest mesaj din această seară: bariere în calea experiențelor personale cu Dumnezeu. Și prima barieră pe care am găsit-o în acest text și versetele care am numit-o bariera dezamăgirilor. Și spun, începând de la versetul 11: apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greul în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Vedeți, Cartea Judecător ne prezintă o parte a poporului Israel, o istorie ciclică care se repetă de câteva ori pe parcursul întregii cărți. O istorie în care poporul evreu făcea ceea ce nu plăcea lui Dumnezeu, păcătuiau, și ca pedeapsă pentru neascultare, ca mijloc de corectare, Dumnezeu trimitea robia peste poporul evreu. Când această robie îi apăsa, se trezeau la realitate și își aduceau aminte de greșeala lor și strigau către Dumnezeu, strigau după eliberarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu le trimitea un eliberator, le trimitea un judecător care îi ajuta și îi elibera de sub robia din care erau. Dar atunci când erau liberi, din nou cădeau în acest ciclu: păcătuire, după păcătuire venea pedeapsa, venea robia, apoi venea căința din nou și apoi din nou venea eliberarea. Textul pe care îl avem aici în această seară vorbește despre momentul acela în care, și despre perioada aceea în care trăia Gedeon, în care oamenii din perioada lui, din vremea lui, nu țineau cont de voia lui Dumnezeu, și fiecare făcea ceea ce voia. Și acesta este leitmotivul sau tema predominantă a cărții Judecători. Și datorită acestei situații, ca mijloc de corectare, ca și pedeapsă în timpul vieții lui Gedeon, Dumnezeu lasă să vină încercarea și robia madianită peste poporul evreu. Și Gedeon înțelege situația în care se afla poporul în momentul acela.
Spune Gedeon în versetul 13, Dumnezeu ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. A înțeles corect de ce erau robi, pentru că Dumnezeu i-a părăsit. Gedeon avea o teologie corectă, cunoștea voia lui Dumnezeu și cunoștea și pedeapsa neascultării de el. Pentru că părinții lui l-au învățat și educat în viața spirituală. L-au învățat despre Dumnezeu, i-au povestit toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru ei, ce vrea Dumnezeu să facă, ce îi place Domnului, ce nu îi place. Și dacă a fost educat în viața spirituală, a fost învățat și să se roage atunci când vin probleme peste viața lui. Și totuși, această situație grea a venit și peste el și în cei 7 ani de asuprire și-a pus speranța în Dumnezeu, s-a rugat ca Dumnezeu să îl scape, pentru că el pune întrebarea, unde sunt toate minunile despre care am auzit, sau în alte cuvinte, pentru care ne-am rugat, pe care le-am așteptat, și au trecut 7 ani fără răspuns. 7 ani de rugăciune neascultată, 7 ani de speranță spulberată. A învățat să se conformeze, să se obișnuiască cu faptul că aparent rugăciunea lui nu este ascultată și nu primește răspuns, că e pe contul lui și că trebuie să se descurce singur. Și lipsa neîmplinirilor spirituale îl fac să trăiască un prezent în frică și nesiguranță, care se vede în trăirea lui de zi cu zi, pentru că spune că ascundea greul întiasc. Și această dezamăgire că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciunile pe care îi le fac, pe care le-am adus, creează o barieră ce mă împiedică să-mi doresc, să mă avânt în noi experiențe cu Dumnezeu. De ce să-L mai caut pe El? De ce să mă mai rog Lui dacă El oricum nu ascultă rugăciunea? Am auzit de atâtea ori această întrebare. De ce să te rogi sau de cât timp te rogi pentru ceva anume și încă nu ai primit răspuns? Dar când te bucuri mai mult și prețuiești mai mult ceea ce ai primit, când îl primești la un click instant sau după ce te rogi și insiști mai mult timp. Dar de ce nu a ascultat Dumnezeu de toate sau fiecare rugăciune din trecutul meu, din trecutul tău? Crezi că ai mai fi fost astăzi aici, așa? Crezi că ai mai fi fost copilul lui Dumnezeu dacă El ți-ar fi răspuns cum vrei tu la toate rugăciunile, la toate capriciile, la toate dorințele tale? Sau foarte mulți îl folosesc pe Dumnezeu doar pe post de pompier. Atunci când au nevoie de El, atunci când au probleme, atunci când strigă Doamne, arde, vino acum și stinge focul, rezolvă situația, nu mai am de lucru, nu mai am ce pune pe masă, familia, soțul e așa, soția e așa, copiii nu mai ascultă, medicii spun mai ai câteva zile. Și când lucrurile se rezolvă, revin la viața lor anterioară și uită de Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva în această seară. Dumnezeu nu este obligat să-ți răspundă la rugăciune, ci Dumnezeu alege să răspundă la rugăciune. Și dacă Dumnezeu ți-a ascultat cel puțin o rugăciune până acum, aceasta trebuie să-ți confirme faptul că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar există situații în care Dumnezeu decide să răspundă altfel la rugăciune, nu așa cum așteptăm noi. Pentru că El face ce este cel mai bine întâi pentru destinul meu veșnic, nu pentru cel pământesc. Sau există situații în care Dumnezeu spune nu, pentru că dacă ar asculta rugăciunea, ar duce-o spre pierderea mea, spre pierderea ta spirituală. Sau poate încă nu este timpul și spune Dumnezeu, continuă să te rogi și la timpul potrivit îți voi răspunde rugăciunii. Sau poate să fie condiționat de ceva răspunsul. Dacă, atunci, până când, nu răspund. Și de obicei condițiile sunt păcatul și nesfințirea. Și spune Dumnezeu, dacă nu oprești păcatul, dacă vă uitați de-a lungul Bibliei, dacă nu te schimbi, dacă nu te smerești, dacă nu te sfințești, nu te voi binecuvânta. Dar când rugăciunea este făcută după voia Lui, după planul Lui de lucrare, sau nu este condiționată de ceva anume, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Noi și tu în această seară suntem provocați prin intermediul acestui text să mergem înainte, să căutăm să înțelegem în primul rând voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu lăsa dezamăgirile din trecut
Nu lăsa lipsa răspunsului momentan la rugăciune să îndepărteze experiențele pe care ai putea să le ai cu Dumnezeu în prezent. Rămâi cu Dumnezeu și rămâi lângă Dumnezeu orice ar fi și orice răspuns ai primi, pentru că El știe și El face ceea ce este cel mai bine pentru destinul tău veșnic. Mai mult, caută să te apropii de El, să ai noi experiențe cu Dumnezeu, să experimentezi la nivel personal în fiecare zi o nouă dimensiune a dragostei lui Dumnezeu, o nouă dimensiune a bunătății lui Dumnezeu, o nouă dimensiune a milei lui Dumnezeu, a îndurării lui Dumnezeu. A doua barieră pe care am văzut-o în acest text, că poate să intervină, este bariera valorii personale. Versetul 14 și 15 din Judecător 6. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Cea mai săracă seminție, cel mai mic din familie, cel mai neînsemnat. De ce să-mi răspundă? De ce mi-a răspunde Dumnezeu chiar mie? Și Gedeon ajunge să se îndoiască că Dumnezeu poate să-i răspundă chiar lui. Și de multe ori și noi ne punem în situația lui Gedeon și spune: de ce mi-ar vorbi Dumnezeu chiar mie? De ce mi-ar răspunde chiar mie? Eu nu sunt nimeni. De ce să-mi vorbească mie Dumnezeu? De ce să-mi răspundă mie Dumnezeu? Și de când lucrez cu tinerii, am constatat că una din cele mai mari probleme cu care se confruntă tânărul creștin în ziua de astăzi, dar am ajuns să cred că nu doar tinerii, ci o mare parte a creștinilor din ziua de astăzi, este valoarea pe care și-o atribuie ca om, cât de valoros se vede pe sine însuși. Și este adevărat că Dumnezeu ne-a creat așa, cu nevoia de a fi iubiți și acceptați, cu nevoia de a fi valorați, cu nevoia de a fi apreciați, cu nevoia de însemnătate, care este una din nevoile de bază ale fiecărui om. Problema este că mulți se confruntă cu respingere, cu izolare, cu singurătate și atunci spun: nimeni nu ține la mine, nimănui nu-i pasă de mine, nu însemn nimic pentru nimeni. Și îmi spunea un băiat nu demult: am fost căsătorit câțiva ani, spunea el, și soția m-a părăsit. Dar mai tragic și mai dureros este că mi-a spus că niciodată nu m-a iubit și că nu sunt bun de nimic. Și este dureros și tragic când treci prin așa ceva. Și pentru că alții te văd pe tine așa și poate că și tu te vezi pe tine așa, fără nicio valoare, crezi că și Dumnezeu te vede tot așa. Și ce treabă să aibă El, Creatorul Universului, cu mine, care sunt neînsemnat, nu sunt demn, nu merit. De ce m-ar asculta pe mine Dumnezeu? De ce s-ar bucura Dumnezeu de prezența mea? De ce ar căuta și ar aștepta Dumnezeu părtășia cu mine? Dă-mi voie să spun ceva. În relația cu El n-are importanță cum ne vede lumea sau cum ne vedem noi înșine pe noi, ci important este ceea ce vede ochii, ceea ce văd ochii lui Dumnezeu în fiecare din noi, ceea ce vede Dumnezeu în tine, aceea are cu adevărat valoare, are cu adevărat importanță. Și știi cum te vede Dumnezeu? Dumnezeu te vede valoros, pentru că El îți dă valoare. Dumnezeu te vede cu valoare și spune că tu ai valoare în ochii Lui. Unii spun: e normal să aibă experiențe minunate, frumoase cu Dumnezeu, doar e păstor sau fratele mai în vârstă sau sora mai în vârstă a trăit mult timp, mulți ani cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, și este normal ca ei să aibă experiențe cu tine, să aibă experiențe cu Dumnezeu. Dar eu, poate proaspăt convertit sau tânăr, nu sunt nimic, nu sunt vrednic, nu am cum să am experiențe lângă Dumnezeu. Dar știți ceva? Nu oamenii care au avut cele mai mari funcții bisericești, nici doar cei mai în vârstă au avut experiențe minunate cu Dumnezeu, ci știți cine? Oamenii care au fost cei mai entuziasmați de Dumnezeu, oamenii care au fost cei mai dornici de Dumnezeu, oamenii care L-au căutat cel mai mult pe Dumnezeu și care L-au căutat cu o inimă sinceră. Aceștia L-au experimentat din plin pe Dumnezeul cel viu. David a avut experiențe cu Dumnezeu și când a fost un păstor de oi anonim, dar și când a fost împărat.
Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel și când a fost copil, și când a ajuns judecător. Dumnezeu i s-a arătat lui Iosif și când a fost în temniță, dar și când a fost înălțat. Dumnezeu a fost cu Daniel și când a fost în groapa cu lei, dar și când a fost consilierul împăratului. Gedeon a fost provocat să-și depășească lipsa de valoare, lipsa de semnificație. Și tu astăzi, ca și copil al lui Dumnezeu, nu știu, poate ești nou născut în credință, poate ești tânăr, tânără, dar și poate că ești frate și soră ce ești în biserică de ani de zile, dar poate nu ai mai experimentat întâlnirea personală cu Dumnezeu. De mult timp ești provocat să-ți vezi adevărata valoare înaintea lui Dumnezeu și să cauți prezența lui Dumnezeu, să cauți experiența de a trăi cu Dumnezeu. Îngerul Domnului s-a prezentat personal în fața lui Gedeon ca să-i vorbească, ca să-l încurajeze, ca să-l ridice. Și vrea să spună și astăzi ție că ești important pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu se poate prezenta înaintea ta dacă stai cu inima sinceră înaintea Lui și cu inima deschisă și Dumnezeu te poate atinge, Dumnezeu te poate ridica, Dumnezeu poate să-ți dea putere, Dumnezeu te poate ajuta, Dumnezeu poate să-ți rezolve problema, Dumnezeu își dorește părtășia cu tine din plin. Dar este inima ta, ești tu pregătit să stai înaintea lui Dumnezeu? Spune Domnul Iisus Hristos, am dat pentru tine ce-am avut mai de preț, viața mea. Te-am făcut valoros, ți-am dat valoare, ți-am dat viața mea. Și Dumnezeu îi spune lui Gedeon, Dumnezeu este cu tine, viteazule, te știu pe nume, Cristi, Dani, Ana, Maria și care este numele tău? Te știu pe nume, ești al meu, spune Dumnezeu în această seară. Și pe baza acestora te provoc, te motivez să stai lângă mine, să te apropii de mine, să mă cauți. A treia barieră, bariera credinței. Versetele 16 și 17 Judecător 6. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Adică Dumnezeu îi spune lui Gedeon, eu voi fi cu tine, și Gedeon răspunde, dar dacă nu vei fi cu mine. Și așa suntem și noi câteodată. Dumnezeu ne spune că este cu noi și noi îi răspundem, dar dacă nu vei fi cu noi? Dacă ne dorim noi experiențe cu tine, dacă ne luptăm să ne apropiem tot mai mult de tine și tu ne lași baltă. Și vrem să evităm o astfel de situație, o astfel de dezamăgire. Și spune Gedeon în versetul 17 care l-am citit, arată-mi că vei fi cu mine. Dă-mi un semn că vei fi cu mine. Demonstrează-mi că vei fi totdeauna cu mine. Convinge-mă că vei fi cu mine. Și când o să-mi arăți, atunci o să cred. Și știi ce ne spune Dumnezeu în această seară? Că El este același și ieri, și azi, și în veci. Și Dumnezeu rămâne neschimbat. Pentru că credința în Dumnezeu se bazează și trebuie să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile lui Dumnezeu și pe călăuzirea lui Dumnezeu, nu pe răspunsul pe care îl primim sau nu la semnele pe care le cerem. Eu am fost, sunt și voi fi cu tine, viteazule. Știți cum spune în original acest verset? Cu siguranță voi fi cu tine. Adică ne spune Dumnezeu, i-a spus lui Gedeon și ne spune nouă în această seară, eu voi fi cu tine, eu sunt lângă tine în fiecare clipă și în cele frumoase, dar și în cele grele și dureroase. Eu sunt Dumnezeu care sunt negreșit, cu siguranță sunt cu tine. Și în această seară ești provocat să depășești această lipsă de credință, lipsă de speranță. Nu lăsa ca lipsa credinței să-ți fure momentele frumoase, experiențele plăcute pe care le-ai putea avea cu Dumnezeu. Abandonează-te prin credință în mâna lui Dumnezeu. Crede în promisiunile Lui. Caută-L personal pe Dumnezeu și vei avea parte de experiențe cum nu ai mai avut până acum. A patra barieră pe care am văzut-o în acest text, bariera părtășiei cu Dumnezeu. Versetul 18. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon cunoștea și a auzit minunile istorisite de părinți. Cunoștea experiențele generațiilor trecute
cu Dumnezeu. Și aceasta era o punte de lansare. Dar acest lucru nu este suficient pentru viața mea de credință și nu este suficient pentru viața ta de credință. Și spune Gedeon îngerului lui Dumnezeu, rămâi aici. Pentru că Gedeon a vrut să petreacă timp cu el. Îi spune, nu te depărta de aici, mai stai aici lângă mine. A ales să petreacă timp cu Dumnezeu și a ales să petreacă timp pentru Dumnezeu. Tot așa cum un elev, de exemplu, sau un student, nu îi este suficient să meargă doar la sfârșit de an, ca să-și ia o diplomă, ca să-și ia un premiu, ca să-și ia o bursă, sau unui muncitor, nu este suficient ca la sfârșit de săptămână să meargă să-și ia banii, să primească banii, sau la sfârșit de lună. Dați-mi voi să vă întreb ceva, este normal sau anormal ca și creștin să citești, să te rogi, să ai momentele speciale doar în biserică, sau doar duminica, sau doar la sărbători, sau doar în mulțime și lunea, marțea, miercuria, în intimitate, să nu auzi, să nu-L vezi pe Dumnezeu? Și fiecare generație trebuie să aibă experiențele ei personale cu Dumnezeu, nu să trăiască doar din amintirea, doar din poveștile părinților lor. Dar nu este suficient să te bucuri la comun cu biserica și tu să nu te poți bucura personal atunci când e sigur, singur, de prezența lui Dumnezeu, de intimitatea lui Dumnezeu, de binecuvântările cu Dumnezeu. Biruințele încep acasă, în cămăruța ta. Nu este suficient să auzi experiențele, nu este suficient să auzi minunile, nu este suficient să auzi despre prezența lui Dumnezeu în viața altora, să fii impresionat de ele. Poate să-ți mai și curgă câte o lacrimă atunci când auzi unele mărturii. Și tu să nu experimentezi personal viața cu acest Dumnezeu minunat, acest Dumnezeu mare. Eu sunt Dumnezeul tău. Poruncile și binecuvântările au fost date personal. Fiecăruia cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește personal. Spune, tu să faci și tu vei fi binecuvântat. Eu și cu tine, fiecare din noi, trebuie să avem viața noastră cu Dumnezeu, experiența, experiențele noastre cu Dumnezeu, pentru că doar așa putem să mergem înainte. Dacă nu ești, dacă nu stai în compania lui Dumnezeu, dacă nu cauți prezența lui Dumnezeu, nu ai cum să experimentezi cu El, nu ai cum să ai aceste experiențe minunate, nu ai cum să ai parte de ele, dacă nu cauți prezența lui Dumnezeu. Și când umbli cu Dumnezeu, când ești în prezența lui Dumnezeu, când te încrezi în El, vor apărea inevitabil și experiențele minunate cu Dumnezeu. Și a cincea barieră, și ultima din această seară, bariera jertfei. Judecător 6, începând de la 19 până la 23. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut tazim dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile. Și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon i-a oferit o jertfă, un dar, i-a oferit ce avea mai bun. Așa a fost învățat, să ofere lui Dumnezeu ceea ce are mai bun. Știți ce efort a depus Gedeon pentru a oferi această jertfă? Nu știm cât de mult avea, dar știm că era din cea mai săracă seminția lui Israel. Știm că lui se cuveneau cele mai puține, fiindcă era cel mai mic dintre frații lui și pe deasupra, ceea ce aveau, li se lua de nevălitori. Dar versetul 19 ne spune că Gedeon a mers acasă. Spune că el a luat iedul, el a sacrificat iedul, el l-a gătit, el a făcut azimi, a pregătit totul, i le-a adus îngerului, el
a aranjat totul acolo, a pregătit cât mai bine posibil masa și s-a îngrijit de fiecare detaliu de acolo. I-a oferit lui Dumnezeu resursele lui, i-a oferit lui Dumnezeu energia lui, i-a oferit lui Dumnezeu înzestrările lui, i-a oferit lui Dumnezeu totul. Și Dumnezeu s-a uitat la el și la ceea ce a făcut. Și Dumnezeu a ținut cont de ceea ce a făcut Gedeon. Și poate că tu crezi că viața de creștin și pentru viața de creștin este suficient ca după ce ajungi poate seara după lucru acasă târziu, obosit, să îi dai lui cele câteva minuțele înainte să adormi și să mai zici poate un Doamne, Doamne sau un Doamne ajută și mâine sau poate să spui Biblia deschisă pe piept și să adormi. Dar doar așa nu poți avea parte de experiențe minunate cu El. Nu avem experiențe minunate cu Dumnezeu. Nu avem parte de experiență cu Dumnezeu pentru că nu suntem dispuși de multe ori să-i oferim tot ceea ce avem noi mai bun. Nu-i mai da lui Dumnezeu doar resturile tale. Nu-i mai da lui Dumnezeu doar rămășițele tale. Dă-i lui Dumnezeu tot ceea ce ai tu mai bun. El merită tot ceea ce ai tu mai bun. Oferă ce ai mai de preț. Cel mai bun timp al tău, energia ta, resursele tale, pune la dispoziția lui calitățile tale, înzestrările tale, pune la dispoziția lui talanții tăi, oferă-i cele mai frumoase cuvinte de laudă, tot ce ai tu mai bun. Pentru că atunci când îi dai ce ai mai de preț, îi spui de fapt că El este pentru tine cel mai de preț. Și dacă nu depășea această barieră a jertfei, nu avea parte de frumoasa experiență cu Dumnezeu pe care am citit-o. Și în încheiere, vreau să vă spun că oamenii acceptă cu greu să facă schimbări în viața lor și nu doresc să le facă, pentru că asta înseamnă să recunoști că ceva nu a fost bine făcut în viața ta și pentru că asta înseamnă restaurare, reorganizare, ceva nou. Dar Gedeon a trebuit să facă schimbări în viața lui și de la un Dumnezeu general al poporului Israel despre care a auzit, a cunoscut un Dumnezeu personal cu care s-a relaționat, cu care a intrat în intimitate, în părtășie. Ce vrea Dumnezeu să ne spună și ce vrea Dumnezeu să spună, că El nu are nevoie în primul rând de biserici pline, ci El are nevoie de oameni plini de El, oameni care să-L caute din toată inima lor pe Dumnezeu. Și de la părerea lui Gedeon, că lui Dumnezeu nu-i pasă de el, nu-i pasă de copiii lui, știți care a fost concluzia întâlnirii lui Gedeon cu Dumnezeu? Că Dumnezeu de fapt nu-i vrea răul și nu-i voia răul și pieirea. Că Dumnezeu nu era dușman, că Dumnezeu nu era chiar așa de departe și de indiferent de ceea ce li se întâmplă copiilor lui, ci Dumnezeu era chiar acolo lângă el ca să-l ridice. Dumnezeu era chiar acolo lângă el ca să-l încurajeze, ca să-l motiveze, ca să-l întărească, ca să-i dea biruință, ca să facă din el un viteaz și un victorios, un biruitor. Și Dumnezeu te provoacă și pe tine în această seară să depășești aceste bariere. Bariera dezamăgirilor, bariera valorii personale, bariera credinței, bariera părtășiei și bariera jertfei. Acceptă și tu ca și Gedeon provocarea lui Dumnezeu de a depăși aceste bariere și începe să ai parte de acele experiențe minunate cu Dumnezeu, pentru că ele îți vor da avânt, ele vor aduce un suflu proaspăt în viața ta spirituală, îți vor înnoi credința, te vor împinge înainte. Dumnezeu este chiar aici, lângă tine și vrea să te ridice, vrea să te încurajeze, vrea să te motiveze, vrea să te întărească, vrea să îți dea biruință și vrea să facă din tine un viteaz și un victorios. Caută-L pe Dumnezeu, îndepărtează aceste bariere din viața ta și caută să ai parte de acele experiențe minunate cu Dumnezeu. Și vreau să încheiem acest mesaj cu o rugăciune. Și ne rugăm, Doamne, înaintea Ta în această seară, Doamne, și poate mai sunt lucruri în viața noastră, poate mai sunt bariere care
ne țin depărtați, Doamne, de părtășia personală cu Tine. Poate mai sunt bariere, poate mai sunt lucruri, Doamne, care ne țin, Doamne, departe de fața Ta, Doamne. Te rog ca în această seară, Doamne, să îndepărtezi, Doamne, orice barieră ar fi. Orice barieră ar fi în viața fiecăruia, Doamne, te rog să o îndepărtezi, Doamne, și te rog, Doamne, să ne deschizi ochii să Te vedem pe Tine. Te rog, Doamne, să aprinzi în fiecare din noi dorul, focul, pasiunea, Doamne, de a Te căuta mai mult, de a încerca să se apropie, de a ne lupta să ne apropiem mai mult de Tine, de a Te cunoaște mai mult pe Tine în intimitate. Doamne, știm că nu este suficient, Doamne, doar o bucurie în comun, doar o experiență în comun, Doamne, cu ceilalți, ci fiecare din noi are nevoie, Doamne, de o cunoaștere personală a Ta. Are nevoie, Doamne, de o părtășie personală cu Tine, Doamne, și acolo în intimitatea Lui, Doamne. Fă, Doamne, ca fiecare să fie binecuvântat. Fiecare din noi, Doamne, să putem să avem experiențe minunate cu Tine. Experiențe care atunci când le vom aduce împreună, ne vom bucura de ele, Doamne, pentru că ne-ai dat victorie. Ne-ai dat, Doamne, putere, Doamne, ne-ai izbăvit, Doamne, ne-ai răspuns rugăciunilor, Doamne. Mă rog pentru fiecare din cei care ascultă acest mesaj, Doamne, în această seară, să-i binecuvintezi, Doamne, să iei aminte, Doamne, la rugăciunea lor, să-i aminte la strigătele lor, Doamne, și la timpul potrivit, Doamne, Tu să aduci răspunsul, Doamne. Binecuvintează-ne, Doamne, pe noi, binecuvintează-ne casele noastre, Doamne, și tot ceea ce suntem, Doamne, și cu tot ceea ce suntem, ne punem sub mâna Ta și sub ocrotirea Ta. Fii Tu binecuvântat, Doamne, în veci de veci. Amin.